Bună, Johan, vă salută din nou. În acest videoclip am să vă arăt ce consumabile folosesc eu. Mai exact, am să vorbesc despre, sau am să fac și câteva teste cu. Am să vorbesc și am să vă arăt șuruburi de lemn de la firma Spax. Acestea sunt orxuri. Aici are un set special făcut pentru ele. Un set de bituri. Acesta este PZ. Se folosește capete PZ. Are și aici un set. Acest șurub este de 50 ori 100, 5 ori 100 mm. Am să fac un test cu. Se vede diferența dintre un cap de la Spax și un cap standard pe care îl găsiți în orice magazin de profil. Capurile de la, sau vârfurile de la șuruburile Spax sunt foarte bine gândite pentru a pătrunde mai repede și mai ușor în orice tip de lemn. Mașina. Stați să-i schimb acumulatorul. Acumulatorul este full, este pe poziția 1, pe puterea 10. Am să încep cu un șurubul standard. Am să fac mai multe teste pentru a nu cumva, sau se poate întâmpla să lovească într-un nod un șurub și atunci nu este un test foarte clar, dar oricum ăsta o să rămână în urmă. Este pe poziția 10, eu am să vă arăt. Schimb capetele pentru că acesta este Torx, tot poziția 10. O să-l ghidez pentru că se vede diferența. Mai scot o dată pentru a vă arăta. Schimb capetele. Patru, șase milimetri, 67 mm. Am să mai fac o dată că. Tot puterea 10 este, a rămas. Ăsta merge și mai mult.
Dar să nu apăs atâta pe mașină, am să țin cât mai lejer. Nu am să trag numai trăgaciu. Numai butonul. Oricum, orice aș face, ăsta se înfiletează mai mult decât ăsta. Eu nu am apăsat pe el, pe șurub. Asta este clar. Am să mai încerc și cu ăstălalt. Am să țin mâna deasupra, acum. Și țin și... Dar... Nu se mai înșurubează. Diferența este mare. 60 de milimetri și 30 de milimetri a rămas afară ăsta. Deci, sunt foarte bine gândite. Plus că pot să înfiletez cu un acumulator, pot să înfiletez cu mult mai multe șuruburi, că este vorba de, eu ăsta a fost un test. Eu nu folosesc mașina asta la șuruburi din astea mari. Dar nu este nicio problemă pentru el, pentru mașina asta, dacă fac câteva teste, folosesc altă mașină mai mare. Îl pun și pe ăsta, dar la o putere mai mare. Dar ăsta a fost un test la puterea 10. Să vedeți diferențele dintre șuruburi. Duce fără nicio problemă. Dar la puterea la treapta 20. Dar pentru șuruburi din astea nu folosesc mașina asta, folosesc mașină mai țapănă, cum se spune. Bun. Ce am vrut să arăt cu în acest videoclip? Aceste șuruburi sunt foarte bine gândite. Eu le folosesc dacă folosiți șuruburi mici în pal. Se înșurubează foarte bine, mai ales că palul are o folie, cum să spun, o suprafață foarte dură deasupra. Cele standard penetrează mai greu palul. Acum trebuie să și apăsați mai tare și... Dar astea sunt făcute să penetreze și să găurească mai bine orice tip de lemn. În unele cazuri, diferențele le fac consumabilele. De foarte multe, o să mai vorbesc despre niște consumabile sau materiale care se folosesc în diverse, la diverse lucrări și de care eu sunt foarte, foarte mulțumit. Am avut șuruburi standard care s-au rupt la viteza ceva de genul ăsta, dar mai subțiri un pic, s-au rupt la viteza de 15. Nu la viteza, la treapta 15 a fost și s-a rupt capul. Deci sunt făcute dintr-un material mai slab. Plus capetele se rotunjesc mai repede. Eu prefer torxurile, dar am și spaxuri cu cap PZ, la care folosesc bituri PZ1 și PZ2. Sper că acest videoclip o să vă fie de folos. Prețurile le găsiți pe internet. Ele, adică pentru mine se rentează să cumpăr așa ceva pentru că sunt foarte bune și nu mă chinui să la unele lucrări necesită o penetrare în lemn
nu neapărat mai rapidă, dar mai ușoară. Sper că acest videoclip o să vă fie de folos. Johan vă salută și vă mulțumește pentru că ați urmărit acest videoclip. Sper să ne mai vedem în alt videoclip cu alte lucrări sau cu alte scule consumabile sau alte proiecte. Johan vă mulțumește!